să spun eu viața așa, un titluleț pe dimineață și cred că se impune. Nu o să vorbesc mult, o să vorbesc foarte puțin, pentru că sunt alți oameni aici care au lucruri mult mai importante de spus decât mine. Este foarte important să ne aflăm alături de dumneavoastră și de acești oameni la organizarea acestui eveniment. Este foarte important că se încearcă încă în Onești sărbarea lui Mihai Eminescu. Important este că încercăm să-l aducem pe Mihai Eminescu în sufletele noastre, în sufletele copiilor noștri și să încercăm să transmitem ceea ce el prin poezia și prin proza scrisă a făcut-o an de-a rândul. Important este ca mesajul lui să dăinuie peste ani în sufletele noastre, să ținem cont de faptul că suntem români în continuare, să știm că Mihai Eminescu, prin versurile lui, a dorit ca românii să-și iubească țara și ca românii să nu uite niciodată că lucrul cel mai important pe lumea asta este să-ți iubești țara și să-ți iubești aproapele. Și cred că acesta este lucrul care trebuie să ne unească pe toți și să ne facă să avem idealuri mari, idealuri comune. Mulțumesc și eu doamnei Bendu pentru că a fost foarte drăguță și ne-a solicitat să o sprijinim în organizarea acestui eveniment. Îi mulțumesc și colegului meu, Constantin Lazar, care a fost deschis pentru susținerea acestei acțiuni și celorlalți colegi care sunt prezenți în sală, Ciprian Zarzu, care iarăși ne-a susținut cu tot ce a putut pentru organizarea acestui eveniment. Mai avem încă un coleg de la Bacul care astăzi o să facă o prezentare de carte, este vorba de colegul nostru de la PNL, Sorina Ilenei, care o să prezinte astăzi o carte frumoasă și o să o aducă la cunoștință și oneștenilor, a lansat-o la Bacău la finele anului trecut și acum face prezentarea și la Onești. Sperăm să fie un moment frumos care să ne aducă aminte tuturor de ceea ce a fost Mihai Eminescu, de tot ceea ce înseamnă cultură și fiecare dintre noi cred că are sete de cultură și sperăm să încheiem ziua frumos și să ne încărcăm sufletele cu lucruri frumoase și bune astăzi. Noi vă mulțumim că iată ne-ați dat un pic și din timpul prețios și din...